În grav pe străzile din capitală, un pieton și câinele său au fost pulberați de un motociclist care circula cu viteză extrem de mare pe străzile din București. Bărbatul și animalul său de companie nu au avut nicio șansă de supraviețuire. În urma impactului, aceștia au murit pe loc. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Acesta e momentul surprins de camerele de supraveghere în care bărbatul în vârstă de 56 de ani și câinele său sunt loviți violent de un motociclist de 26 de ani care circulă cu viteză. Totul s-a petrecut pe calea 13 septembrie din București în zona intersecției dintre șoseaua antiaeriană și strada Mihail Sebastian. La fața locului au ajuns rapid echipajele de intervenție, iar ambulanțierii au pornit imediat manevrele de resuscitare, însă bărbatul nu a răspuns, iar cadrele medicale au fost nevoite să constate decesul. Bărbatul era polițist local în București, potrivit informațiilor preliminare. Motociclistul a scăpat cu răni ușoare și a fost transportat la spital. Acesta a fost testat de polițiști cu aparatul alcool test, dar și drug test, iar rezultatele au fost negative. Traficul în zonă a fost blocat pe parcursul intervenției, iar polițiștii au luat măsurători. Un dosar penal pentru ucidere din culpă a fost întocmit și se fac cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a fost produs accidentul fatal.